ziua, sunt Mirela Marinescu și vă invit să-mi fiți din nou alături la o nouă ediție a emisiunii Orizonturi Culturale. Vom deschide astăzi cufărul cu păpuși și vom asculta împreună povestea lor și a cele ce de mai bine de 40 de ani le creează. Vom pătrunde lumea fascinantă a basmelor la brațul Noricăi Preduț, acel Gepetto al Teatrului pentru Copii și Tineret Colibri. Să ne așezăm comod în fotoliu și să urmăm firul poveștii. Suntem în atelierul de păpuși al Teatrului Colibri, înconjurate de, alături de noi se află doamna Norica Preduț, doamna care are grijă să pună acolo unde trebuie ochișorul, mânuța, hăinuța. Dumneavoastră sunteți cea care dă naștere acestor păpuși, pe care noi apoi le vedem pe scena Teatrului Colibri, în spectacolele susținute aici. Cum a început această poveste a dumneavoastră, care știu că durează de vreo 40 de ani? Întâmplător am ajuns la Teatrul de Păpuși. Terminasem liceul de artă, încercasem la institut la Timișoara, am picat, am fost foarte dezamăgită, tristă, normal, și se ivise acest post la Teatrul de Păpuși. Se pare că Dumnezeu îl pregătise pentru mine. Pentru acest post m-a recomandat domnul Bus, care fusese profesorul meu de grafică. De fapt, vroise să recomande o altă colegă de-a mea, dar care se angajase între timp. Și atunci a zis, du-te tu. Așa a fost să fie, soarta, cum se zice. Și întâmplarea a făcut ca doamna care lucra aici, cred că tot cam de 40 de ani, voia să se mute la Timișoara, unde era familia ei. Și eram 42 de constructori de păpuși în țară. În fiecare județ era câte un teatru de păpuși. Și dânsa voia să se mute acolo și avea această ocazie, pentru că cel care lucra acolo trebuia să plece în Germania să-și închege familia acolo. Și așa avea dânsa șansa să se mute acolo și pe meseria dumneaei și eu să am acest loc. V-am spus că așa a vrut Dumnezeu să fie. Și am venit cu ideea să lucrez un an și după un an să mă duc, bineînțeles, să dau la institut, că așa făceau toți tinerii de atunci. Însă n-am mai plecat. Am mai rămas un an și încă un an și 40. Ce v-a făcut să rămâneți aici și să nu mergeți la institut, cum ați spus? Este o meserie deosebită. Nu te plictisești. De fiecare dată faci altceva și altceva. Și e frumos să lucrezi pentru copii, cu copii, să lucrezi cu oameni. Te rog, Codiță, du-te de aici. Du-te, hai. Este asistentul dumneavoastră, Codiță? Asistentul personal. O am de câțiva ani. N-am crezut că am să iubesc așa un cățel de mult, dar și acest lucru tot Dumnezeu cred că l-a făcut. Eu nu eram de acord cu câinii în casă, dar te transformi. Revenind la povestea noastră, cum a fost în primul an aici la teatru și bănuiesc că el a fost anul decisiv care v-a determinat să rămâneți, să renunțați la ideea de a merge la institut? Deci am umblat în necunoscut. Eu am venit în ideea să lucrez două-trei luni, să văd despre ce este vorba, că la școală unde fusesem eu, făcusem tot felul de lucruri, și grafică, și modelaj, și pictură, și tot felul de lucruri, dar păpuși nu făcusem. Și am zis, vin și eu două-trei luni, fără bani, să văd cum se lucrează și să învăț. Dar vreau să spun că eu și după 40 de ani învăț. Și a fost foarte frumos, am avut, adică este și acum un colectiv foarte frumos, dar atunci era colectivul cu care pornise Teatrul de Păpuși. Și erau oameni care știau și să construiască, și să croiască, și să mânuiască, și să interpreteze, și cântau. Și, nu știu, era așa o familie în care eu am intrat, o necunoscută, și cred că am căpătat numele lor în timp. Era fiecare pe compartimentul lui. Acesta era actor, acesta era mânuitor de decor, ăsta era constructor de păpuși, ăsta era croitoreasă sau mă rog. Dar erau foarte uniți. Deci când era un spectacol de făcut, toată lumea participa. Au fost perioade când noi se lucra pe trei echipe. Deci o echipă era plecată în străinătate, o echipă era în județ plecată și una lucra la sediu. Și participam și noi la spectacole, chiar dacă nu eram actori.
Dar ajutam și ne implicam. Ne și ajutau ceilalți. Și eram toți ca o familie, ne dădeam mâna. Așa cum fac degetele de la mână, așa eram noi. Cum vă mai amintiți care a fost prima păpușă pe care ați creat-o? Deci, când am venit eu aici, se lucra la balonul scăpat. Și la scufița, dea scufița roșie. Era prima variantă. Și normal că mi-aduc aminte. Dar erau și atunci căutări în găsirea modalității de a face o mască mare pe care să o poarte un om și să fie ușor de purtat și să danseze și să cânte cu ea. Colega mea, Rodica Prisăcaru, o purta și era și ea la fel de nouă ca și mine și pentru ea era la fel de necunoscută această meserie, dar ea era plină de talent, plină de tinerețe, de elan și bineînțeles că a avut și ea ca și mine colegi apropiați de la care să învețe. Cum se naște o păpușă din mâinile dumneavoastră? Sunteți un fel de Geppetto al Teatrului Colibri. Un fel de. Am avut șansa să am lângă mine un maestru, un adevărat maestru și un adevărat om, pe domnul Eustațiu Gregorian. Dânsul concepea spectacolul și păpușile, făcea schițele, după care veneau la atelier și le lucram. Deci concepția este al cuiva, de obicei. Și v-am spus, am avut această șansă să fiu la umbra unui nuc mare și un talent deosebit de la care am putut să învăț foarte multe, care a dat tot ce a avut. Deci am învățat pe cei din jur, i-a ajutat și asta este mare lucru, să ai lângă cine să crești. Care a fost cea mai importantă lecție pe care v-a oferit-o domnul Eustațiu Gregorian? Să nu renunț. Că am avut și eu momente în viață când poate că am vrut să renunț și m-a învățat să nu renunț. Indiferent cât este de greu și în viața personală și cea de teatru, să nu renunț. Și că important este ce iese pe scenă. Ce trece pe aici prin atelier, prin culise, asta trece și se uită, dar ce rămâne pe scenă, asta este important. Care sunt trăirile creatorului de păpuși și la sfârșit, înainte ca păpușa să, când păpușa este gata și urmează să intre pe scenă, ce simte creatorul lui ei atunci? Deci ești împlinit în momentul în care actorul care o mânuiește spune da, îmi place ce ai făcut sau mă ajută, pentru că există un timp de creație și de găsire. Când trebuie să lucrezi cu actorul care mânuiește păpușa, care interpretează, poate vine și de 3 ori și de 4 ori la atelier să modifici și trebuie să modifici, pentru că important este ca lui să-i dea pe scenă ceea ce dorește. Pentru că asta e important, ce este pe scenă. Încolo de schițele scenografului, mănuiesc că există și o amprentă personală a celui care pune un ochișor, o mânuță. Este. Sunt multe lucruri pe care tu trebuie să le găsești. El face foarte frumos ce face schița și concepția, dar trebuie să o duci mai departe, să fie realizată. Și contează și asta, într-adevăr. Câte astfel de păpuși v-au trecut prin mână? Sunteți mama și tata al multor păpuși și majorității celor pe care am văzut pe scenă. Exact câte, dar sute de păpuși. Există una care vă este mai dragă și v-a rămas mai aproape de suflet? Da, am spus-o și o mai spun. Deci cea mai dragă păpușă mi este Apolodor. Adică este cartea cu Apolodor, piesa aceasta, cu pinguinul Apolodor. Și sunt legată așa sentimental și e importantă pentru mine această păpușă. Eram însărcinată cu fiul meu când lucram la această piesă și era aproape, aproape gata piesa. Foarte puține lucruri mai erau de făcut. Și am plecat să îl nasc pe el. Și mulți colegi de-ai mei îi zic băiatului meu Apolodor. Pentru că și el, după atâtea păpuși, am făcut o păpușă pentru mine, pentru acasă. De asta spun că asta este personajul meu preferat. Și îmi pare rău că am bătrânit spectacolul. De fapt, și băiatul meu este mare. Acum nu că am bătrânit, că el nu bătrânește niciodată, nici noi părinții nu îmbătrânim. Dar îmi pare rău că am bătrânit spectacolul. Mi-ar place să-l mai refacem, poate altfel, nu știu. Nu poți să știi ce o să fie. E o joacă să fii sculptor și creator de păpuși? E o joacă serioasă. Foarte serioasă. Deci pe cât pare de ușor, pe atât este de greu. Dar este frumos și asta e important.
Care sunt, ce simțiți atunci când vă faceți în fața unui nou spectacol, în fața schițelor? Ce se derulează în mintea creatorului de păpuși atunci? Deci de fiecare dată este o provocare, am emoții foarte mari. În momentul în care aud că vine scenograful cu schițele, deci eu am emoții foarte mari. Le văd tot așa. Deci mă gândesc ce fac, cum fac, ce materiale trebuiesc, ce sisteme de mânuire, cine mânuiește, cum o să fie. Deci am emoții foarte mari. Deci până iese spectacolul pe scenă, eu am emoții foarte mari. Care a fost cea mai mare provocare care a trebuit să-i faceți față? Deci ani de zile am lucrat cu domnul Grăurean. Nu pot să spun că mă învățasem sau că exista o rutină, dar știam ce... Cât de cât știam și știam că am un ajutor în el, dacă nu găsesc o soluție, am cu cine să mă sfătuiesc. Prima mare provocare a fost când a venit Cristina Pepinu. Auzisem de dâns sau o cunoșteam așa de el pe la festivalul, dar nu lucrasem. Și când a venit prima dată a fost o mare provocare, m-am gândit, Doamne, dâns a lucrat și cu alte materiale, era cu totul altfel. Dar a fost foarte bine. Am colaborat bine, am colaborat pe urmă de mai multe ori. Dar prima dată am avut emoții când a venit. Am zis, wow, o să fac față, cum o să fie, ce o să fie, o să reușesc, nu o să reușesc, trebuie să reușesc, dar cum o să reușesc, cu ce efort, dar a fost ok. Vorbeam de colaborări, spuneați că ați colaborat cu Cristina Pepino. Care sunt celelalte colaborări importante în cariera dumneavoastră? Păi am mai lucrat cu un scenograf de la Botoșani, iarăși tot așa o provocare cu totul alt gen de om, dar ne-am băcat foarte bine. La atelier știți ce se întâmplă? Nu este ca la... Poate că pe scenă nu este chiar așa, dar aici se creează niște legături de prietenie, ești ca într-o familie, mănânci împreună, deci nu poți să zici, cules două ore și plec acasă, sau opt ore și eu am plecat acasă, s-a terminat programul, s-a făcut patru, eu plec acasă. Rămâi mai mult, vii mai devreme, te vezi și după aceea. Deci se creează așa o prietenie și o familiaritate. Și este foarte frumos. Asta am învățat și pe copiii cu care lucrez acum la atelier. La atelier vii ca la tine acasă, ca într-un loc unde te simți bine. Deci nu vii ca la servici. Mai aveți din păpușile create pe la începutul activității dumneavoastră, peste tot în teatru se află păpușele, mai vechi, mai noi. Cum este să treci în fiecare zi pe lângă ele și să-ți admiri munca, să vezi că încă după ani și ani de zile ea este acolo și este admirată și apreciată? Este o bucurie să le vezi încă. Este o mare tristețe când vezi o păpușă la care tu ai lucrat și în care ai investit foarte, foarte mult, aruncată sau neprețuită. Dar când o vezi pusă la locul ei, cum este, de exemplu, muzeul sau cum o să fie muzeul pe care o să-l facem aici la teatru, este o mare plăcere. Eu încă adun de peste tot, toate vechiturile, cum se zice, toate păpușile vechi, pentru că pentru mine au o valoare foarte mare. Și văd că și pentru alții care poate nu le-au văzut nici pe scenă și le apreciază. Care a fost cea mai mare satisfacție a muncii dumneavoastră pe care ați avut? Deci, satisfacție am avut de fiecare dată când s-a terminat câte un spectacol. Dar, sinceră să fiu, mă simt împlinită de când am ajuns în sediul acesta nou. Pentru faptul că avem așa un spațiu frumos și așa un spațiu generos și care ne va crea posibilitatea să lucrăm mult și bine. Aveți obiceiul de a colecționa lucruri pe care aparent inutile și pe care apoi le folosiți în crearea păpușilor? Tot felul de lucruri. Adună tot, așa mi se spune. Sunt multe lucruri pe care ai impresia că nu au valoare sau că nu vor mai trebui sau că ne încurcă. Noi și le-am învățat și pe fetele cu care colaborez, aduceți tot aici, că nu se știe când va trebui. Așa era și tatăl meu. El, mă rog, era lăcătuș, era avea altă meserie, dar și el aduna tot timpul și probabil că îl moștenesc. Dar am văzut că sunt lucruri care trebuiesc aici. Că lucram când eram mai tânără. Aici ar trebui un petec, ce știu eu, să zicem, în carouri, alb cu roșu. Și eu mă gândeam, Doamne, și eu am aruncat rochia asta. Și uite, trebuie aici. Și atunci nu mai aruncăm nimic, tot aducem aici. Ce înseamnă pentru dumneavoastră cei 40 de ani care s-au scurs? Eu nu știu că au trecut anii ăștia. Nu știu, statistica spune lucrul ăsta, dar eu nu simt că ar fi trecut. V-am spus una pentru faptul că eu și acum simt că trebuie să mai învăț încă foarte multe lucruri și plus că vreau să muncesc încă foarte mult. Eu nu mă gândesc la pensie, deși așa după
statistica altora, la anul ar trebui să ies la pensie. Dar nu o veți face, presupun că nu veți părăsi teatrul de păpuși și păpușile atât de dragi noastre și acest loc care este ca o a doua casă. Pentru atâta timp cât Dumnezeu îmi dă sănătate și am încă o ușă deschisă aici, voi veni mereu. Astăzi coordonați și un atelier, ucenicul de păpuși, ucenicul păpușar. Cum este activitatea? Bănuiesc că la acest atelier vin copilași. Și care este vârsta celor care vin, trec plagul atelierilor și ce învățați aici? Atelierul, într-adevăr, a fost creat pentru copii, însă s-au înscris și adulți. Avem copii de la 4 ani și jumătate și avem mame care au venit, s-au înscris și au zis că vor să petreacă timpul cu copiilor. Avem tați care vin să-și ia copiii și în loc să vină la ora fixată, vin cu o jumătate de oră înainte și mai stau o jumătate de oră după aceea, ca să împletească și ei cu copiii aici, să lucreze și ei. Deci eu cred că este un tărâm vrăjit, aș spune. Pentru că pe toți ne cuprinde această vraje și uităm că au trecut cele 2 ore și noi mai stăm încă o oră și mai lucrăm și mai lucrăm până când mi se mai spune, dar trebuie să mai plecați, că deja e trecut timpul. Nu îi învăț atât de multe, sau poate îi învăț ceea ce vor ei să asculte și să afle. Însă își lasă imaginația în voie, creează foarte mult. Zburdă pur și simplu printre ațe, printre materiale și se inspiră unul de la altul. Deci pur și simplu parcă se deschid ca niște flori aici, copiii. Și nu numai copiii, toate persoanele care vin să lucreze aici. Spuneați, aceasta este o meserie care nu se învață în școli, se învață în atelier. Dorința de a face ceva. Deci poți să, adică trebuie să te și inspiri și să fii și undeva școlit, dar de învățat, practic, aici trebuie să înveți. Astăzi aveți cui să împărtășiți din experiența dumneavoastră? Am 2 colege mai tinere care sunt, mă rog, la atelierul de croitorie, cum ar veni, dar care vreau să spun că învață din toate. Și nu mi-ar fi mare mirarea ca chiar dintre acești copii care vin aici și lucrează, vreau unul să vină peste ani și să lucreze aici. Ce-i trebuie creatorului de păpuși să reușească? Păi, în primul rând, dorința de a lucra, talent, creativitate și de a te pune la dispoziția celui cu care lucrezi, adică actorului. Mulțumim frumos și ne dorim să ne încântați și cu alte păpuși și mâine și poimne și în fiecare piesă de teatru pentru copii care se va juca pe scena Teatrului Colibri. Astăzi și mâine, păpușile create de Norica Preduț ne vor cuceri din nou. Nu trebuie decât să treceți pragul Teatrului pentru Copii și Tineret Colibri, sâmbătă, 7 decembrie, de la ora 18, și să le vedeți prinse în jocuri magice, grație mânuitorilor lor, Adriana Ioncu, Ala Cebotari, Emanuel Popescu. Duminică, 8 decembrie, cufărul se va deschide din nou de la ora 11 și păpușile vă vor adresa o nouă invitație la joacă. Le vor fi alături actorii păpușari Iulia Cârstea, Daniel Mirea, Alice Ianoș. Cei care vor să redescopere bucuriile uitate ale sărbătorilor și starea de bunăstare sufletească sunt invitați să se lase conduși în lumea muzicii și a versurilor de poeme blues de Crăciun. Le vor înlesni drumul Maicu Odoroja în Blue Spirit și Dan Mircea Cipariu, dar și poetul Ion Ciupureanu, sâmbătă, 7 decembrie de la ora 20, la Teatrul Colibri din Craiova. Nu există spectacol Blues Poems care să nu aducă ceva nou. Fiecare apariție scenică alături de Dan Mircea Cipariu este o nouă provocare artistică. Este o explorare a simțurilor mele, excitată de poezie și de notele blue. Nu pot garanta publicului nimic înainte de spectacol, nu pot promite nici măcar un fir de succes comercial sau divertisment, dar pot pune zeloc că ceea ce va suporta podeaua nerașchetată a scenei va fi un uragan de trăiri, o desfășurare de forțe ale expresiei și mai ales o nuntă a poeziei cu bluzul, care ne va avea drept nași, iar publicul să bohtească să petreacă pe viu fără prejudecăți, ne transmite Mike Godoroja. Dacă, în schimb, vă este dor să vedeți o piesă de teatru bună, puteți trece pragul Teatrului Național Marin Sorescu.
Sâmbătă, 7 decembrie, de la ora 18, în sala studio Ion de Sârbu, se joacă Năpasta de Ion Luca Caragiale, cel mai longeviv spectacol din repertoriul naționalului. Năpasta este un spectacol alert care te prinde, te ține încordat și atent de la început până la sfârșit pentru aproximativ o oră și 20 de minute. Drama lui Caragiale, construită pentru pătrunderea intrigii amoroase cu cea polițistă, descrie până la urmă lupta unei femei, Anca, interpretată de Natasha Rab, pentru restabilirea adevărului și pedepsirea vinovatului pentru uciderea primului său soț, Dumitru. De asemenea, tot sâmbătă, 7 decembrie, de la ora 19, în sala Amzapelea puteți vedea reprezentația Ultimul amant fierbinte, în regia lui Mircea Cornișteanu. Duminică, 8 decembrie, de la ora 11, vine la întâlnirile Spec Actor, manifestare inițiată în 2009 de Teatrul Național Marin Sorescu Craiova, Daniel Barbu, ministru al culturii, profesor de științe politice la Universitatea din București. El va susține, pe scena sălii Ion de Sârbu a Teatrului Național, conferința Statul Cultural, Istorie, Memorie și Crize. Moderator va fi Nicolae Coande. Duminică seară, de la ora 18:30, puteți păși în lumea lui Marin Sorescu, grație spectacolului regizat de Mirela Cioabă, Îl de la văzut pe Dumnezeu. Din distribuție fac parte Monica Ardeleanu, Gina Călinoiu, Anca Dinu, Jenny Maxim, Dragoș Moceșanu, Ștefan Mira, Dorel Petrescu, Raluca Păun, Angel Rababoc, Mircea Tudosă, Cătălin Vieru. La sfârșitul săptămânii trecute, la Casa Armatei a avut loc vernisajul celei de-a patra ediție a Salonului Național de Artă Fotografică Mihai Dan Călinescu, care se bucură de cea mai mare popularitate din țară. Numai la această ediție au participat 84 de fotografi din toată țara cu 612 fotografii. Haideți să urmărim imagini de la vernisaj și să-i cunoaștem pe organizatori și pe câțiva dintre câștigători. Deși se organizează doar de 4 ediții, Salonul Național de Fotografie Mihai Dan Călinescu s-a impus deja în peisajul artei fotografice din România prin calitatea lucrărilor acceptate și prin rigurozitatea jurului. Ediția din acest an a reunit artiști fotografi atât din țară cât și din străinătate, un semn că există premisele ca orașul nostru să găzduiască un salon internațional de artă fotografică. Jurul a fost format din regretatul Florin Rogneanu, directorul Muzeului de Artă din Craiova, care s-a stins din viață la puțin timp după jurizare, Buila Bot, președintele fotoclubului Marx Josef din Târgu Mureș, Victor Boldâr, Alin Popescu și Mircea Angel, iar directorul salonului a fost Bogdan Panait. Ediția din acest an, iată, o desfășurăm într-o zi deosebită, o zi aniversară pentru toată România și urez tuturor cetățenilor acestei țări un sincer la mulți ani de ziua națională. În același timp o să vă rog să îmi permiteți tot în această zi deosebită să comemorăm chiar la începutul acestui salon personalitatea unui mare dispărut dintre noi, un mare iubitor al fotografiei, singurul promotor al fotografiei într-un muzeu de artă din țara asta, bunul meu coleg, prieten și în același timp coleg și în ale artelor, fostul director al Muzeului de Artă din Craiova, Florin Rogneanu, și pentru care o să vă rog să păstrăm un moment de reculegere. Este un salon foarte reușit, cu lucrări foarte bune. Mi-a făcut onoare să fiu în juriu. Chiar mi-a fost așa greu să cernem lucrările, au fost foarte multe lucrări bune. Și cum e la un concurs de fotografie, se expun 100 de lucrări, în cazul de față 107, și sunt foarte multe lucrări bune care n-au ajuns în concurs pentru că e foarte strâns. Deci, cum a zis domnul Angel în vernisaj, la deschiderea vernisajului, deci a fost 1-9 acordul. Deci, a fost foarte greu să intri cu o lucrare. Mie mi se pare chiar bun. E foarte, multe lucrări foarte bune. Arta asta fotografică e în plină transformare, în plină dezvoltare, lucrurile se mișcă extrem de repede.
fiind foarte accesibilă unui foarte mare număr de oameni și la început, cel puțin, pe la 20-30 de ani, toți putem crede că putem face fotografie de calitate. Avansul sau avântul fotografiei este foarte mare, însă în ultimii ani, cel puțin, lucrurile au început să se segrege puțin, au început să se separe, în sensul că fotografia de calitate este totuși una tu al oamenilor cu talent. În ceea ce privește calitatea lucrărilor, sunt extrem, extrem de încântat, pentru că, în primul rând, am avut ca participanți nume de adevărată valoare, cum este domnul Poiată din Republica Moldova și alții de pe aici, de pe la noi. Evident că nu toată lumea are, să zicem, curajul să trimite la un salon, dar scopul salonului nu este de a organiza un concurs și nu este de a face o triere pe principii stricte a calității fotografiilor. Scopul, din punctul meu de vedere, este acela de a promova fotografia ca artă și de a promova pe fotografi și lucrări de valoare care se regăsesc în portofoliile diversilor fotografi. Deci, dacă scopul sau dacă facem abstracție de faptul că scopul este de a organiza un concurs, atunci, să zicem, menirea acestui salon a fost atinsă, în sensul că a reușit să adunăm lucrări de foarte, foarte, foarte mare valoare. Salonul poartă denumirea marelui fotograf craiovean Mihai Dan Călinescu, primul care a organizat în România un salon național de portret. Salonul s-a desfășurat practic pe 4 secțiuni. Secțiunea portret, în 2 secțiuni distincte, portret monocrom și portret color, și tema liberă, distinctă pe 2 secțiuni, temă liberă monocrom și temă liberă color. Portretul ca temă l-am abordat încă de la primul nostru salon, pentru că, să nu uităm, avocatul Călinescu a fost cel care a organizat primul salon național cu temă portret. În afară de faptul că era unul dintre marii portretiști ai României, recunoscut și în același timp unul dintre marii fotografiei Craiovei, toată pleiada de aur a fotografiei românești a fost imortalizată de avocatul Călinescu. Existau la un moment dat în holul teatrului portrete realizate de domnia sa. În același timp, așa cum sublinia și colegul meu Bogdan, salonul a beneficiat de un număr record, zic eu, de participanți. Au fost peste 900 de participanți, peste 900 de lucrări, mai bine zis, participante, 66 de autori, dintre care acceptate au fost doar 107 lucrări. Ceea ce înseamnă o triere destul de riguroasă, una din 9 lucrări a fost acceptată în salon. Mă bucur să văd că sunteți atât de mulți și acum ascultând pe domnul Bolt Piolo, mi-am amintit că pe domnul Iosef Marx l-am cunoscut când eram foarte mic și rivalitatea asta artistică între fotoclubul craiovean și cel din Târgu Mureș exista de pe atunci. Dumneavoastră aveți privilegiul de a vedea altfel lumea prin obiectivul aparatului de fotografiat. Cred că sunteți printre puținii onorați care puteți aprecia, considera că lumea pe care o vedeți vă face să fiți singuri în această lume și tot ceea ce în afară e o poveste. De altfel, ne înfrumusețați această zi cu foarte multe povești în acest vernisaj și cred că vor fi mult mai multe în timpul care va urma. Eu vă mulțumesc încă o dată. Mie toate lucrările mi se par superbe și cred că fiecare meritați aplauzele noastre. Marele premiu al salonului a fost câștigat de Alexandra Fira pentru lucrările Cosmos și Departe. Premiile pe secțiuni au fost următoarele: portret monocrom, medalia de aur, Ede Tordai, Târgu Mureș, medalia de argint, Zsigmond Báthory, Târgu Mureș, medalia de bronz, Rodica Angel, Craiova, portret color, medalia de aur, Alexandra Fira, Craiova, medalia de argint, Horia Pârvănescu, Craiova, medalia de bronz, Gabriel Stanciu, Craiova,
Temă liberă monocrom, medalia de aur Alexandra Fira Craiova, medalia de argint Anatoli Poiată Chișinău, medalia de bronz Dochiana Stoican din Craiova. Temă liberă color, medalia de aur a revenit Alexandrei Fira Craiova, medalia de argint Pârvănescu Horia și Sorin Untu din Iași, medalia de bronz lui Bruno Di Bernardo din Italia. Felicitări pentru atât de multe premii obținute în cadrul Salonului Național de Artă Fotografică Mihai Dan Călinescu. Practic ați spulberat anul acesta cele mai importante premii. Vă așteptați la un asemenea succes? Sinceră să fiu, nu mă așteptam. Acum un an a fost, exact pe 1 decembrie anul trecut, a fost prima dată când am câștigat un loc întâi internațional la București. Extraordinar este faptul că la un an sunt tot câștigătoare unui loc întâi. Și nu numai unui loc întâi, a mai multor locuri întâi. Sunt extrem de copleșită de tot ce s-a întâmplat. Am avut un an foarte bun, un an cu foarte multe împliniri pe plan fotografic și nu aș fi putut ajunge aici fără sprijinul domnului Angel, a domnului Panaici și a colegilor din fotoclub. De când practicați fotografia și de ce fotografia? Fotografia o practic de 2 ani și jumătate. 2 ani și jumătate în care tot timpul meu liber a fost dedicat acestei pasiuni. Și să spunem către ce sunteți apropiată? Ce tehnici vă plac? Ce teme? Sunt apropiată de portret. Lucrez foarte mult în studio și peisaj în vacanțe, dar portretul este pasiunea mea. Domnule colonel, la 5-a ediție a Salonului Național de Artă Fotografică Mihai Dan Călinescu, de Ziua Națională a României, să spunem, un moment festiv din mai multe puncte de vedere, lume multă, premii pe măsură și ceea ce este mai important, fotografii foarte frumoase. Da, păi, ca să fiu total lipsit de modestie, am obișnuit publicul craiovean să aducem pe simeze imagini cu totul deosebite. Nici de data asta nu facem excepție, pentru că această, cea de-a 5-a ediție a Salonului Mihai Dan Călinescu aduce pe simeze nu numai fotografii foarte bune, dar aduce și nume din afara țării. Pentru prima dată am făcut acest salon cu participare internațională, având perspectiva realizării unui salon internațional cu patronaj FIAP în anii următori. Este unul dintre saloanele care are cea mai mare participare din țară. Am spus și în cadrul vernisajului, au fost peste 900 de lucrări trimise la acest salon, ceea ce nu se prea întâmplă la un salon național. Ăsta a fost și motivul pentru care calitatea deosebită a imaginilor este cât se poate de sesizabilă. Juriul a fost un juriu național mai mult decât recunoscut ca artiști fotografi cu experiență, cu o competență deosebită și în același timp și cu o probitate morală de excepție. Ăsta e motivul pentru care au și ieșit foarte, foarte multe lucrări deosebite, unele lucrări în premieră, dar în același timp și artiști fotografi care deja sunt consacrați și iată, acum le este pur și simplu confirmată această calitate a lor deosebită. Trebuie să mai spunem că acest salon este în același timp și salonul de suflet al nostru, al craiovenilor, pentru că, iată, cum bine ziceați, îl vernisăm într-o zi deosebită, Ziua Națională a României, și transmitem pe această cale tuturor ascultătorilor un sincer la
telespectatorilor un sincer la mulți ani. Mulțumim că ne-ați fost alături și în această ediție a emisiunii Orizonturi Culturale. Să aveți o zi frumoasă!